mă refer, într-o cunoaștere, sunt cel mai bine. Băi, iară, jumătate. Deci nu cred. Băi, ai, mamă, deci nu cred. Jur că l-am făcut-o cu intenție. Mamă, sunt cel mai bine, da? Barbie. Sunt bine, dar plictisitoare. Mă, atâta timp cât cei doi chiar se placă, se vede ca o atracție. Și Giulia, uite, așa aflăm din greșeli. Da, Cătălina, te pup, Cătă. Elena e prea repede să vă zic acum de egală. Robi, imediat vorbim și de Robi și Virginia, se vede la ea. Mă, atâta timp cât acești doi oameni nu jignesc, mă, eu îi apreciez. Uite, și pe ei doi. Mai bine să-i văd așa. Vă pup, doamna Maria. Nu Barbie, eu l-am anunțat. Nu, Barbie de ei doi. De Cosmin. N-am inversările. Da, Liviu, te salut. Da, la ora actuală, mă repet, aceștia sunt cel mai bine. Trebuie să fiu corect. De ce? Pentru că se înțeleg cel mai minunat dintre toți cei care au o cunoaștere. Mai bine, da? Angela, te pup. Mulțumesc mult, doamna Angela. Vă salut cu mult drag. Așa că mă refer susținătorii Cosmin și Ștefania. Chiar îi puteți felicita pentru că oamenii merită. Că fac de teatru, că nu fac, așa puteți spune de fiecare concurent că face teatru. De unde să știm noi? Vedem după terminarea Casa Iubirii ce va fi între ei. Tap-tap, mulțumesc tare mult pentru toate tap-tapurile și mai ales cei care îmi trimiteți acele panteruțe din obiectivașul de mai sus, acele panteruțe negre. Chiar v-aș runca cei care doriți, că mă ajută enorm, enorm de mult să urcăm în live. Cu cât sunt mai multe panteruțe acele negre din obiectivaș, creștem și mai sus în urmăritorii, în acei urmăritori de pe live. Chiar m-ar bucura. Te pup, Maria, mulțumesc mult, Oli. Tap-tap, da, și tap-tapurile alea pe lângă mă ajută. Oli, te pup, Olimpia. Da, într-adevăr am spus, Virginia, pardon, Julie și Robert deja au intrat într-o cunoaștere, amândoi se înțeleg foarte bine, așa că nu are rost să vă faceți probleme în privința Julie, în privința Juliei și în privința concurentului Robert, deoarece ei deja au intrat într-o cunoaștere la ora actuală, da? Maria, te pun, Maria. Pe TV, măi, dragilor, eu am spus că concurentul Robert va spune că nu are nimic cu concurenta Bianca. A dat asta.